Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Un turist a surprins momentul în care Roxana Donisan a fost atacată de rechin. Roxana Donisan și-a găsit sfârșitul după ce a fost atacată de un rechin în Marea Roșie, din Hurghada. Trupul neînsăflețit al femeii de 44 de ani va fi repatriat săptămâna viitoare. Părinții Roxanei Donisan sunt devastați de moartea fiicei lor. Și-au pierdut unicul copil într-un mod extrem de tragic. Roxana se afla de 2 săptămâni în vacanță în Egipt, când a fost atacată de un rechin în timp ce făcea scufundări. Din păcate, sucevianca nu a avut nicio șansă în fața prădătorului marin care a atacat-o. Părinții Roxanei au aflat despre incident de la televizor, dar nu au știut exact dacă este vorba despre fiica lor. Certitudinea a venit în momentul în care polițiștii au venit la ei acasă și le-au cerut datele. Tatăl femeii a declarat că un turist de pe un vapor a văzut întreaga scenă și a filmat totul. Ulterior, acesta a alertat autoritățile. Acum părinții femeii așteptată ca trupul acesteia să fie adus în România. Se pare că Roxana nu a mers în larg, ci era la 2 metri de țărme. A ajuns până la geamandură unde apa este de maximum 2 metri. Acolo a luat-o rechinul. Sunt poze făcute de un turist de pe vasul care era imediat dincolo de geamandură. El a alertat autoritățile, dar nu a putut să facă nimic, doar să se uite. Nimeni de pe vapor nu a avut curaj să se arunce în apă să o salveze. Azi am făcut toate demersurile pentru certificatul de deces și aducerea ei acasă. Domnul consul mi-a promis că într-o săptămână o aducem. A povestit tatăl victime, Roxana Donisan și-a găsit sfârșitul într-un mod tragic. Părinții ei au aflat de incident de la televizor, dar nu au crezut că este vorba despre fiica lor. Ulterior, poliția le-a bătut la ușă și și-au dat seama că s-a întâmplat ceva groaznic. Ultima oară când au vorbit cu Roxana a fost pe 28 iunie, iar pe 1 aveau să afle că unicul lor copil a fost ucis de un rechin. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.